ist das, was wir hier gemacht haben, schon Vergangenheit. Verstehen Sie? Und doch nur noch weiter existent. Sculptorul din Șoran, Peter Ieța, pe care l-ați văzut aici, starea lui s-a deteriorat îngrozitor. Medicii spun că mai avem 9 săptămână, 2 de trăit. Schimb, cel mai deprimat personaj din acest film, Helmut Dubil, scriitorul din Frankfurt, s-a mărăuzit, deci este un schimbat. Uite de l-ați cunoscut în film. În momentul în care te gândiți, nu-l termin, la apuc, momentul de pesimism, momentul în care gândeai apuc să fac cât pot sau... Da, au fost momente de cădere, permanent. Dar într-un fel, e și o formă de lașitate, pentru că tot vizitându-i pe acești artiști, i-am supt cumva, deci am câștigat foarte multă forță și putere și m-am raportat altfel și la film, pentru că la început nu doream să fiu prezent în acest film. Dar prin ei, cumva mi-am găsit rolul în acest film. Ei, la un moment dat, întorcându-se situația și întorogându-mă ei pe mine, în primul rând că m-a surprins, dar în al doilea rând mi-a permis să intru în acest film. Dar pe de altă parte am învățat cumva să tratez boala mai cu forță. Artiștii care au dizabilități fizice sau pentru artiștii care sunt în situația asta să aibă un contact cu exteriorul și poate în felul ăsta să... Deci n-am pornit la drum cu arătătorul, deci cu arătătorul ridicat. Nu sunt chiar atât de simple. Trebuie să treacă un timp până... Pornești acum. N-am pornit cu miză. Bineînțeles că vreau să înțeleg mai mult din situația aceasta, care e foarte brutală și e foarte simplă și foarte... O să fie așteptată pentru mine. Pentru toată lumea din sală, probabil, ar fi la fel. Și atunci întrebarea a fost, care este sensul mai profund al acestei experiențe? Neputând să dau eu un răspuns, a pornit ca o interogație, o interogare tot acest film. Oricum nu e adevărat că numai cele 7 minute. Finale merită văzut. Dacă trebuie să mă ajut, prima jumătate a filmului, ești să rămâne prima.